Ziua educației a fost marcată în avans în Comuna Godeanu, unde dascălii de la Școala Primară Șiroca au sădit în inima elevilor dragostea pentru cunoaștere, lectură și bucuria de a dărui și de a primi. Surpriza a fost reprezentată de un cadou inedit venit din partea doamnei primar Sabina Gheorgheci, și anume calculatoare și laptopuri, pentru ca procesul de învățământ să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Ziua și bine ați venit la Ziua Educației, Ziua Mondială a Educației. A fi profesor este o vocație, nu doar un job. Ne exercităm profesia cu convingere și pasiune zi de zi, nu doar pentru a transmite cunoștințe, ci pentru a învăța cum să le construim. Ziua de 5 octombrie se sărbătorește în peste 200 de țări. Este o zi dedicată profesorilor, dar mai ales educației în general. Imnul din Îndemnurile filozofului Aristotel era acela că pe lângă viață să dăruim copiilor și arta de a trăi bine educându-i. De Ziua Mondială a Educației, elevii Școlii Primare Șiroca au participat la un eveniment inedit pregătit în colaborare cu dascălii. Au fost momente frumoase și experiențe noi de învățare, într-o atmosferă plină de joc, dragoste și bucuria de a fi împreună. La eveniment, alături de cadrele didactice, spre bucuria copiilor, au fost primarul Comunei Godeanu, Sabina Gheorgheci, alături de scriitorul Nicolae Băbălău, care și-au amintit cu drag de anii de școală și le-au dat cele mai bune sfaturi micuților. De ce sunt emoționată când sunt în fața voastră? De ce? Pentru că știți că voi sunteți sufletul meu și pentru mine învățământul este esențial pentru buna dezvoltare a unui om. Dar în calitate de primar pot să spun că vreți, nu vreți, voi sunteți viitorul nostru și dacă nu investim în voi, calitate, educație, cultură, lucruri care vă vor dezvolta și vă vor face adulții de mâine. Numirea noastră în acest cadru are semnificație chiar istorică. Și iată de ce. În acest an, Satul Șiroca împlinește 390 de ani de atestare documentară, iar Godeanu, reședința de comună, împlinește 300 de ani. Mai mult decât atât, învățământul public din satele din nordul Medințului, deși de tale, împlinește aproape două secole de la instituirea sa. Activitățile desfășurate de copii și colectivul de cadre didactice cu ocazia Zilei Educației reliefează importanța acesteia pentru viața copiilor și a întregii comunități. Aceștia au mâncat brioșe în interiorul cărora se aflau răvașe cu sfaturi ale Mariei Montessori, pe care rând pe rând le-au citit. Un moment interactiv a fost acela în care cei mici au mimat meserii pe care colegii cu sufletul la gură trebuiau să le ghicească. Taliene pădural. Taliene pădural. Copiii au cântat, au recitat poezii alături de cadrele didactice și de invitați. Spiritul de echipă presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori esențiale pentru copii, cum ar fi încrederea, responsabilitatea, cooperarea, comunicarea, prietenia. Astfel, o activitate inedită, pregătită de către cadrele didactice, a fost un panou al educației, unde toți micuții și-au lăsat amprenta colorată. Primarul Comunei Godeanu, Sabina Gheorgheci, este un om implicat în comunitate, iar educația copiilor ocupă mereu primul loc, deoarece aceștia reprezintă viitorul. Tocmai de aceea, într-o zi cu așa semnificație, a dorit să le facă un cadou inedit micuților, laptopuri și calculatoare, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare în cele mai bune condiții. Fericirea copiilor a fost una nemărginită. Thank you.
ținând cont că mâine este Ziua Mondială a Educației, eu permanent am fost alături de acești copilași chiar înainte de a avea această funcție, și anume de primarul Comunei Godeanu. Pentru mine educația este esențială, este dezvoltarea armonioasă, trup, suflet, minte, pentru un om, pentru viitorul comunei noastre, cum este în cazul nostru școala primară Șiroca, și din punctul meu de vedere este cea mai bună investiție. Totodată le-ați oferit și un cadou acestor copii. Da, acești copilași sunt copiii mei. Când sunt întrebată uneori câți copii am, stau un pic, fac o pauză, pentru că ei sunt, i-am adoptat, sunt copiii mei și în total pot să spun că am 20 de copii. Cu dragă inimă le-am oferit astăzi laptopuri și calculatoare pentru a poveștile să fie mai atrăgătoare, să le capteze atenția, pentru ca doamnele cadre didactice aș putea dezvolta activitățile, centrele de recreere, absolut orice oră este transmisă, mai ales la învățământul preșcolar, mult mai ușor și mult mai simplu, impactul vizual. Conducerea unității de învățământ, cât și cadrele didactice, au fost extrem de încântate de acest cadou, care cu siguranță le va ajuta în procesul educațional și îl va face mult mai plăcut pentru micuții comunei. Doamna director, un eveniment deosebit în Comuna Godeanu, ați sărbat în avans Ziua Educației. Spuneți-ne mai multe. Ne bucurăm din suflet că ați fost prezenți alături de noi la Școala Primară Șiroca de Ziua Educației. Bineînțeles că am realizat activități în cinstea acestei zile. Nu puteam să trecem peste, mai ales că suntem profesori, suntem elevi, suntem dascăli, suntem părinți pentru acești copii și zi de zi asta învățăm să fie educați. Totodată ați primit și un cadou cu această ocazie specială. Da, ca de obicei, doamna primar ne surprinde, nu numai la activități, în general. Și astăzi am primit calculatoare și laptopuri. A donat doamna primar aceste laptopuri școlii pentru ca elevii să se dezvolte și să nu simtă diferența dintre mediul rural și cel urban. Îi mulțumim din suflet pentru acest gest și ne bucurăm că a fost astăzi alături de noi. Scriitorul Nicolae Băbălău a fost prezent de asemenea la eveniment și și-a amintit cu plăcere de anii de școală petrecuți în cadrul aceleiași instituții, chiar în banca a doua de la geam. Fiind un om extrem de important al comunității, un om al literelor și având titlul de cetățean de onoare al Comunei Godeanu, acesta s-a bucurat să fie în mijlocul micuților, dându-le cele mai bune sfaturi. Vreau să mulțumesc dumneavoastră că ați participat la această manifestare, să mulțumesc doamnei primar pentru inițiativa de a organiza și a statornici această sărbătorire a Zilei Mondiale a Educației. Pentru mine a fost o zi foarte emoționantă, din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru faptul că exact cu aproape 60 de ani în urmă, chiar în acest loc, am învățat primele clase în acest sat și sunt mândru că sunt fiu al acestor meleaguri. Aș putea spune că sărbătoria acestei Zile Mondiale a Educației este un moment istoric și nu zic lucruri mari. Pentru faptul că în acest an satul Șiroca sărbătorește 290 de ani de atestare documentară. Școala din Șiroca sărbătorește aproape 300 de ani de la înființare. Deci cu atât mai mult și cu atât mai importantă este inițiativa și sprijinul dat de către primăria Comunei Godeanu, de către cadrele didactice de aici de la Șiroca. Ceea ce văd în această școală mi se pare cu totul deosebit. Îmi amintesc cu nostalgie de anii mei de școală, când veneam în această clasă cu un secui pe post de ghiozdan. În secui aveam doar un condei și o tăbliță în două de caiete și cărți. Acum văd bănci moderne, văd calculatoare, văd tablete, nu tăblițe, ceea ce este un lucru foarte bun. Educația presupune o dăruire continuă, dar și o strădanie neîntreruptă în căutarea și atingerea desăvârșirii, deci bucurie, împlinire și responsabilitate deopotrivă, lucru realizat de către cadrele didactice și de conducerea primăriei Godeanu, acestea fiind ca niște mame pentru elevii școlii primare Șiroca.